Momente de panică au fost și în Istanbul, unde un incendiu puternic a izbucnit la un bloc înalt de 10 de metri, deși a început ca un incendiu izolat. În decurs de doar câteva minute, flăcările s-au extins pe întreaga lungime a clădirii, care a ars ca o torță. La fața locului a fost desfășurat un număr impresionant de forțe de intervenție, care i-au evacuat pe locatari. Oğlum gel gel. Oğlum bir. Un bloc de 24 de etaje din Istanbul a luat foc pe parcursul nopții. Potrivit datelor preliminare, incendiul inițial ar fi izbucnit din motive încă necunoscute la unul dintre etajele inferioare ale clădirii. Ulterior s-a extins cu repeziciune la etajele superioare până când a ajuns la acoperiș. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale serviciilor de urgență care i-au evacuat pe locuitorii blocului. Nu au existat victime, iar câteva ore mai târziu pompierii au reușit să stingă și incendiul, însă incidentul a avut loc la doar câteva zile după ce o altă clădire din același cartier din Istanbul a fost distrusă de o scurgere de gaz. 3 oameni au murit în urma acelui incident. Turcia este cunoscută pentru lipsa de siguranță în construcții, care de-a lungul timpului a dus la pierderea multor vieți omenești, ori din cauza incendiilor, ori a cutremurelor.